rog acum pe cei ce ați adus scripturile cu dumneavoastră să le deschidem împreună la pagina 1028. Vă îndemn să vă ridicați și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu cu multă bucurie. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, vom începe de la versetul 1 până la versetul 26. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, pagina 1028. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteană i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, că și mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, dragi tineri și copii, distinși oaspeți ai casei Domnului, cu multă bucurie doresc în această seară, împreună cu dumneavoastră, să aduc slava și cinstea nevăzutului, nemuritorului și singurului Dumnezeu adevărat. Amin. Care face tot ce vrea sus în cerul și jos pe pământ, ține sub controlul său toate evenimentele și credem că a scris și această zi pentru noi. Vrem să stăm cu reverență înaintea Domnului Iisus Hristos, care la împlinirea vremii a coborât între pământeni ca prin jertfa de la cruce să ne aducă iertarea și mântuirea și prin învierea sa dintre cei morți să ne deschidă drumul spre eternitate, spre glorie. Și vrem să onorăm puterea Duhului Sfânt, care este la lucru aici.
Mă rog ca prin Duhul Sfânt Domnul să conducă predica și cântările spre inimile noastre. Amin. Și orice gând să-l putem face rob ascultării de Hristos. Amin. Amin. Am venit cu toată bucuria la Smirna. Recent ne-am bucurat cu fratele Nicu în zona noastră, la câteva seri de evanghelizare. Chiar dacă am ajuns obosiți la dumneavoastră, Suceava este departe, călătorim de dimineață. Eu cred că în seara aceasta între noi este prezent Cel ce poate să ne întărească. Hristos e mai tare decât noi. Amin. Și vrem ca El să aibă locul de mare cinste. Amin. Amin. Spunea un scriitor creștin că nimic nu este mai sublim și mai frumos decât să te apropii de Dumnezeu mai mult decât ceilalți oameni, pentru că apoi între ei, între oameni, să răspândești razele dumnezeiești. Ce mult m-aș bucura dacă cei care ați intrat în locul acesta ați avea această dorință în inima voastră să vă apropiați de Domnul. Când noi ne apropiem de Domnul, ne spune Iacov în epistola sa, și Domnul se apropie de noi. Și noi vrem să-L știm aproape în seara aceasta. Și să zicem, vorbește-ne, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Am citit pasajul acesta din Evanghelia după Ioan, ce ne-l prezintă pe Domnul Iisus în plină călătorie misionară. De foarte multe ori îl vedem pe Domnul Iisus trecând prin cetăți și prin sate, dar El n-a vrut să devină cetățeanul lor. Domnul a avut o lucrare nobilă, o lucrare de îndeplinit, să facă voia celui ce l-a trimis, a Tatălui din cer, și Scriptura ne spune aici că a părăsit Iudeia să se întoarcă în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Trebuia să treacă prin Samaria. Și acum priviți-L pe Domnul Iisus care face un popas la fântâna de la Sihar. Cel mai binecuvântat popas ce l-a făcut Iisus pentru Samaria e popasul de la fântâna lui Iacov. Ne bucurăm când Domnul mai face un popas în cetățile noastre. Aleluia. Și aș vrea să încep cu o veste bună. În seara asta Domnul mai face un popas la Timișoara. Aleluia. Mai face un popas la Smirna. Amin. Și ce frumos ar fi să-i spunem, Doamne, bine ai venit la noi. Aleluia. Și vrem să stăm în prezența Lui, pentru că în prezența Domnului, dragii mei, se produc așa câteva lucruri extraordinare. La fântâna lui Iacov au loc câteva lucruri extraordinare, la care aș vrea să ne oprim în seara aceasta, și fiecare lucrare ce s-a petrecut acolo are să ne comunice ceva extrem de important. În primul rând, la fântâna de la Sihar, la fântâna lui Iacov, noi întâlnim cea mai mare surpriză. Priviți-L pe Domnul Iisus, se oprește la fântână și evanghelistul Ioan ne spune că era ostenit de călătorie și era însetat. Cea mai mare surpriză. Cel care s-a oprit la fântâna lui Iacov nu era un călător obișnuit. Cel ce s-a oprit la fântâna lui Iacov era cel venit din cer. Era cel ce a participat la creație. Era cel care a participat când s-au făcut cerurile și pământul. Era cel care a fost prezent și meșter la lucru când au țâșnit cu putere izvoarele de apă. Ne spune Cartea Proverbelor în capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu ne amintește spunându-ne așa. Când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, Proverbe, capitolul 7, versetul 26, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii, când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când au pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul Lui la lucru lângă El și în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui. Uitați-vă, dragii mei, la fântâna de la Sihar se oprește cel ce a participat la creație. A văzut când a țâșnit izvoarele de apă și uitați-vă, Iisus aici este însetat.
dorește să primească un pahar de apă. Surpriză! Cel ce poate fi numit în Scriptură apa vieții, cel care cârmuiește universul acesta, stă la fântână, însetat, și așteaptă să primească un pahar de apă de la o muritoare, de la o femeie din Samaria. Și uitați-vă, dragii mei, surpriza asta vine să ne comunice ceva. Hristosul care a venit în lumea noastră n-a fost numai 100% Dumnezeu. El a fost și 100% om. Poate ne este greu să ne-l imaginăm pe Iisus obosit de călătorie. Vă este greu să vi-l imaginați flămând, poate cu picioarele afectate de mersul pe jos. Dar nu uitați că Isaia a profețit cu 700 de ani înainte de Betleem și a spus că el va fi om al durerii, obișnuit cu suferința. Îi mulțumim că a venit să semene cu noi. Să plângă ca și noi, să flămânzească ca și noi, să înseteze ca și noi, pentru ca în final să ne facă pe noi cum este El. Slăvit să fie Domn! Amin. Dar vedeți, surpriza aceasta continuă la fântână. Surpriza continuă în inima femeii. Priviți-o pe femeia aceasta care rămâne surprinsă de faptul că un iudeu, un călător prin Samaria, stă de vorbă cu ea. Ce e interesant aici, că discuția de la fântână nu începe femeia. Discuția de la fântână o începe Iisus și zice Iisus, dă-mi să beau, dă-mi să beau. Ce înseamnă aceasta? Că inițiativa salvării, frați și surori, dragi prieteni, nu ne-a aparținut nouă. Inițiativa salvării i-a aparținut lui, slăvit să fie Domnul. Nu i-a fost rușine să intre în discuție cu noi, ci stă de vorbă cu femeia din Samaria. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri de la mine, ceri să bei de la mine, femeie samariteană? Și pentru ca Ioan să ne facă să înțelegem surpriza și mai bine, vine și ne mai dă un detaliu. Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Dar acum, la fântâna de la Sihar, un iudeu pe care puteai să-l cunoști după hainele lui, după portul său, după vorba lui, deosebit de ceilalți călători care invitau Samaria, nu numai că trece prin Samaria, dar stă de vorbă cu o samariteancă. Se miră și ucenicii la un moment dat. Stă de vorbă cu ea și femeia știe că între noi și voi sunt prejudecăți. E o barieră națională peste care nu se poate trece. Cer de la mine, femeie samariteancă? Între noi nu se pot schimba relații. Între noi nu se poate schimba nici măcar un pahar de apă. Nici măcar atât. Nici măcar atât. Și Iisus zice, dă-mi să beau. Ce surpriză la fântâna de la Sihar. Ce vrei, Doamne, să ne vorbești prin surpriza asta? Vine Domnul să ne spună ceva în seara asta la Smirna. Hristosul lui Dumnezeu n-a venit să mântuiască doar evreii. Hristos a venit să mântuiască și samaritenii, a venit să mântuiască și românii, a venit să mântuiască și africanii, a venit să mântuiască lumea întreagă. De aceea ne place să cântăm versetul de aur a Scripturii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, nu doar evreii, lumea întreagă, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie Dumnezeu. Uitați-vă la fântâna de la Sihar, este cea mai mare surpriză. Odată că cel ce-i apa vieții, care a participat la creația lui Dumnezeu, este însetat, să ne dovedească că el a avut o natură umană ca și a noastră, a venit să simtă ca și noi, și surpriza continuă că Iisus stă de vorbă cu o femeie samariteancă, să ne spună că mântuirea nu are graniți, că mântuirea depășește orice barieră. Nu contează naționalitatea, nu contează nivelul social la care se află un om, că Dumnezeu vine și poate să mântuiască toți oamenii. Glorie Lui! Aleluia. Păi aș vrea să vă spun, dragii mei, că la fântâna de la Samaria, la fântâna de la Sihar, întâlnim cea mai mare ignoranță, cea mai mare necunoaștere. Dacă femeia e surprinsă că un călător iudeu stă de vorbă cu ea, priviți-o pe femeia aceasta, că ea nu-l cunoaște pe acest călător.
Pentru că vorbește Domnul și parcă cu durere în inima lui și zice, drept răspuns Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă. Și fântâna este adâncă, tu n-ai nici găleată, n-ai nici lanț, cu ce să scoți? De unde ai putea să ai dar această apă? Tu nu poți să scoți apă. Unii au impresia că mântuirea e doar la ei. Numai ei pot să scoată apă. Și femeia zice, tu n-ai cum să scoți. Femeia nu-l cunoaște pe cel ce se oprește la fântână. Confuzia continuă în inima ei. Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov? Ar fi putut Domnul să o corecteze. Să-i zică, femeie, părintele Iacov e mai degrabă al nostru decât al vostru. Ea zice, părintele nostru Iacov a băut de aici, feciorii lui și vitele lui, dar cine ești tu? Tu ești mai mare decât părintele nostru Iacov? Nu știa femeia din Samaria ce a zis Ioan Botezătorul în pustia Iudeii. Că el este cel ce ridică păcatul lumii. N-a știut femeia. Femeia la fântână trăiește în confuzie, în ignoranță. O, dacă ai fi cunoscut tu, cine este cel ce zice dăm să beau? Femeie, tu singură i-ai fi cerut. Și el în schimb ți-ar fi dat apă vie. Îl cunoaște femeia? Nu-l cunoaște. Femeia trăiește în ignoranță, în neștiință. Vreau să vă spun în seara aceasta, frați și surori, există așa de mulți oameni contemporani, oameni care trăiesc împreună cu noi, colegi de muncă, colegi de școală, colegi de facultate pe care voi îi aveți, care trăiesc în ignoranță și necunoaștere. Domnul nu-i condamnă, dar vreau să vă spun, dragii mei, știți că Domnul vrea să ne ducă pe toți la cunoștința adevărului? Dar pentru asta trebuie să ne rugăm? Dacă oamenii trăiesc în ignoranță și în cunoaștere, trebuie să aibă dorința să cunoască. Am auzit oameni care spun așa, mai bine nu citesc în Scriptură, Domnule. Mai bine nu pun mâna pe cartea asta, de ce într-o zi Dumnezeu să mă întrebe și să trebuiască să răspund? Mai bine nu știu. Ce credeți, dragii mei, vom scăpa în ziua judecății? Pe oamenii care trăiesc în ignoranță și în necunoaștere, Domnul îi duce la adevăr. Ba ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel și ne spunea în epistola adresată lui Timotei, capitolul 2, versetul 1, vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii și zice Pavel, lucrul acesta, rugăciunile voastre, este un lucru bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și mai vrea ceva. Nu vrea ca oamenii să rămână în ignoranță, în necunoaștere. Să vii cumva să stai la fântână și e bine că în seara asta ai venit la fântână. Domnul să te binecuvinteze. Dar la fântână, Fiul lui Dumnezeu nu vrea să te lase în necunoaștere. Vrea ca toți să vină la cunoștința adevărului. Și eu zic, Doamne, umple-ne de cunoștința Ta. La fântâna de la Sihar observați cea mai mare surpriză și la fântâna de la Sihar observați cea mai mare ignoranță, cea mai mare necunoaștere. Știți că Domnul a mai vorbit odată în felul acesta când s-a uitat la cetatea Ierusalimului și a zis Domnul plângând, o predică ce a ținut-o Domnul cu lacrimi, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar tu, Ierusalime, trăiești în ignoranță, necunoaștere, și nu vrei să mă cunoști pe mine, care sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt dumnezeirea întrupată și m-ai respins și mi-ai întors spatele. Eu întreb în seara aceasta aici la Smirna, dacă până în seara asta ai trăit în ignoranță și în necunoaștere, n-ai vrea în seara asta să-L cunoști pe Fiul lui Dumnezeu? Uitați-vă, dragii mei, vreau să vă spun, Hristosul lui Dumnezeu n-a venit așa în lumea noastră să facă o plimbare pe planeta Terra, pentru ca noi să avem cultură în biserici, să știm ce să predicăm și să știm ce să cântăm. Nu, dragii mei, Hristos a venit în lumea noastră ca să-L cunoaștem că este Fiul lui Dumnezeu, glorie Lui.
Domnul vrea să ne ducă la cunoștința adevărului. Iată, la fântână este cea mai mare ignoranță. Problema se pune, vrem să cunoaștem? Problema ce se pune, femeie din Samaria, vrei să-L cunoști pe Cel ce stă de vorbă cu tine? Că Domnul zice, dacă ai fi cunoscut tu, femeie, cine este Cel ce zice, dă-mi să beau, dacă L-ai fi cunoscut? Dar nu-L cunoști? Nu-L cunoști. Iată, apostolul Pavel predica în Areopagul din Atena și vă spun, dragii mei, nu era ușor să predici în fața grecilor. Acolo erau filozofii, epicurieni și stoici, oamenii care căutau mereu să audă ceva nou. Erau fascinați de lucruri noi. Și vine Pavel, străbate cetatea aceasta, străbate Atena și uitați-vă ce ne spune el. Bărbați atenieni, în toate privințele, vă găsesc foarte religioși. Și în Fapte 17:23, înțelegem că niște oameni din Grecia care aveau religie, trăiau în ignoranță și necunoaștere. Poate va întreba cineva, dar se poate să ai o religie, să ai o etichetă religioasă și să fii în ignoranță, să fii în necunoaștere? Se poate, dragii mei. Iată ce spune apostolul. Căci pe când străbăteam cetatea voastră, și mă uitam de aproape, adică am studiat și am văzut, la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Și acum ascultați predica, tineri. Ei bine, și începe predica Pavel. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Și parcă îi văd pe grecii ăștia. Erau interesați să audă ceva nou. Oare cine mai spune și omul ăsta? Am ascultat noi multe predici, multe mesaje în Areopagul ăsta. Ne-am întâlnit cu mulți lideri religioși. Ce ne mai spune și ăsta? Să ne spună ceva care nu cunoaștem noi. Noi grecii, care ne s-a dus faima peste tot, că Alexandru Macedon a cucerit aproape toată lumea, acum vine un om, vine în țara noastră să ne spună ceva nou. Ce nu cunoaștem noi? Și vine Pavel și spune așa, Dumnezeul care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Cât de mare ar fi diversitatea de culori, cât de frumoasă ar fi clădirea aceea, cât de frumos am picta-o noi, cât de frumos am construi-o noi, vine Pavel și spune, Dumnezeul ăsta care a făcut cerurile și pământul, care e Dumnezeul creației, nu locuiește în temple făcute de mâini. Nu-i fascinat de ceea ce faceți voi. El nu este slujit de mâini omenești. Ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. De ce? Să rămână în ignoranță? Să rămână în necunoaștere? Nu! Ca să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Și parcă-L aud pe Pavel, parcă-I aud vocea în Areopag. Vă mai spun ceva, atenieni, căci în El, în Dumnezeu ăsta pe care voi până astăzi nu L-ați cunoscut, în Dumnezeu ăsta avem viața, avem mișcarea și ființa. Slăvit să fie Domnul! Îl cunoști pe Dumnezeu ăsta? E Dumnezeul creației. E Dumnezeul care ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. E Dumnezeul care l-a trimis în lumea noastră pe Hristos să ne mântuiască. Doamne, îți mulțumim că ni te-ai făcut descoperit într-o zi. Ne-ai dat la o parte mahrama de pe ochi și am făcut să înțelegem că pe tine nu te impresionează o religie, nu te impresionează o clădire, ci te impresionează oamenii care caută să te cunoască din toată inima lor. Domnul să vă binecuvinteze, dragi prieteni! Să fie seara când să-L cunoașteți pe Iisus din toată inima și în toată plenitudinea Lui. Scriptura ne spune în versetul 30, aici e frumusețea. La fântâna de la Sihar e cea mai mare ignoranță, e cea mai mare necunoaștere, dar Dumnezeul ce l-a predicat Pavel în Areopag ne aduce o veste bună. Nu-i condamnă Domnul pe cei care au trăit în necunoaștere o vreme, ci vine să le aducă o veste bună. Dumnezeu
nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum, în seara asta, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, slăvit să fie Dumnezeu. Iată, la fântâna de la Sihar este cea mai mare ignoranță, dar vine Domnul să ne spune, dacă ai trăit în necunoaștere, dacă ai trăit în păcat, eu te iert de neștiință și îți dau dreptul să te întorci la mine, dacă astăzi te pocăiești din toată inima și mă recunoști ca Dumnezeu adevărat. Doamne, îți mulțumim pentru promisiunea ta. Credeți în seara aceasta, chiar credeți, frați și surori, că Dumnezeul acesta care îl predicăm poate să ierte cel mai păcătos om din Timișoara chiar acum? Poate să ierte cea mai păcătoasă femeie din orașul acesta chiar acum? Eu cred că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de ignoranță, de neștiință, dar poruncește oamenilor să se pocăiască, ca rânduit o zi a judecății, slăvit să fie El. Dați-mi voie să vă spun ce s-a întâmplat în localitatea Calafindești, unde fratele Nicu a slujit nu demult. Imediat după Revoluție s-a întors la pocăință un profesor, profesor de istorie, pe care personal l-am avut în școala generală, apoi și la liceu în Suceava, un om care a terminat facultatea la Cluj, un om elevat, cultivat, citit. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, Dumnezeu l-a chemat pe omul acesta în repetate rânduri, este vorba de profesorul Dura Constantin. Omul acesta a făcut, pe lângă facultatea de istorie și școala ateist științifică, o vreme a încercat să nege existența lui Dumnezeu prin acele cursuri ce le ținea cu elevii, cu studenții apoi. Și Dumnezeu l-a chemat pe omul acesta repetate rânduri. Atât de bun e Dumnezeu cu noi că ne dă posibilitatea să-L cunoaște. Și ne cheamă, ne poate vorbi și pe vreme bună, rețineți ce vă spun, dar ne poate vorbi și pe vreme rea. Dumnezeu poate să ne vorbească atunci când vin nori peste viața noastră, când vine o încercare, când vine o boală, când vine o suferință. În seara asta vine să ne vorbească cu dragoste și să-L cunoaștem în pace și în liniște. De ce să vină Domnul cu metoda disciplinară? Bărbatul acesta, un bărbat foarte voinic, 130 de kilograme avea atunci, la o mișcare bruscă ce a făcut-o în gospodărie, a făcut un blocaj renal. A fost operat la Spitalul Municipal Suceava și medicul ce l-a operat, medicul urolog, doctorul Dobromir, a zis, domnule profesor, dumneata ești o minune a lui Dumnezeu. Situația în care te-ai aflat dumneata a fost foarte gravă, aici a fost numai mâna lui Dumnezeu că dumneata mai ești în viață. Și profesorul a zis, vezi-ți de treabă, domnule doctor, uită-te la mine cum arăt, eu am făcut sport la viață. Imunitate, rezistență la organism. Ce Dumnezeu! Și doctorul a zis, domnule profesor, o minune a lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat pe omul acesta și a doua oară și a treia oară. Că atât ai de bun Domnul cu noi, că încă ne mai cheamă și încă ne mai cheamă. Și vrea să ne scoată din ignoranță, din necunoaștere, să ni se descopere. Doamne, îți mulțumim pentru dragostea ta. Să vă spun ce s-a întâmplat cu bărbatul acesta. Într-una din zile, un coleg de la școala din Calafindești, învățător ce făcea naveta în orașul Rădăuți, a terminat orele, a trecut pe la el și a zis, lasă-mă să mă odihnesc puțin în camera ta, în dormitorul tău, și apoi să mă trezești înainte să apară autobuzul în stație să plec acasă. Și omul acesta s-a așezat în pat și nu s-a mai trezit. Vă imaginați ce a urmat, anchetă să-ți vină un musafir, să se așeze în casa ta, să vină în dormitorul tău și să moară acolo. Și spune profesorul că o săptămână în urmă, în același pat, în același pat, eu am fost martor la propria mea moarte clinică. Stăteam în pat. Un om care a studiat la viața lui și zice el, știu ce este o halucinație. Era martor la ceea ce se întâmpla în organismul meu, la un moment dat, mâinile mele au început să-mi amorțească, picioarele la fel. Simțeam cum puterea din corpul meu se duce, pleacă. Am văzut un hău întunecos și în capătul prăpastii o luminiță albă care s-a aprins. A fost un strigăt al disperării care a plecat din mine și eu am zis atunci, Doamne, nu mă lăsa să mor. Știți că în momente de disperare și ateii mai strigă la Dumnezeu?
Puterea i-a revenit treptat în corp, la o săptămână. În același pat a murit colegul său, învățătorul de la școală. Știți ce a înțeles profesorul Dura? Moartea și-a luat și-a fost al ei din patul acela. Dumnezeu l-a mai lăsat în viață să-i mai vorbească încă o dată, să-l scoată din necunoaștere, din ignoranță, din neștiință. Și omul acesta a zis, m-am întâlnit cu pastorul, cu slujitorul din sat, un om simplu de la țară. Și a zis, domnule pastor, n-ai vrea să-mi dai și mie niște cărți să citesc în ele? Ce cărți mai aveți pe acolo? Și omul acesta s-a uitat în ochii lui și a zis, domnule profesor, dumneata ai citit prea multe cărți, prea multe cărți. A venit momentul să încep să citești o singură carte și i-a dat Biblia, i-a dat cuvântul lui Dumnezeu. Și a început să citească, A fost o săptămână de evangelizare și într-o seară profesorul Dura a venit și el la evangelizare. Spunea, m-am apropiat de ușa bisericii. Erau două voci care îmi vorbeau. O voce îmi spunea, intră, că aici e salvarea pentru tine, e viața veșnică, e mântuirea. Și altă voce spunea, ce să cauți tu acolo? Acolo sunt copiii care i-ai avut la școală, le-ai fost profesori, diriginte. Acolo sunt oameni pregătiți. Tu ce să cauți acolo? Ce să cauți acolo? Tu ești cineva. Și spune el, până la urmă, am intrat. Știți ce bine este să venim la fântână, să venim la izvor? Să venim la întâlnirea cu Cel ce ne dă viața, cu Cel ce e apa vie, slăvit să fie El. S-a așezat undeva pe ultima bancă și acum mărturisește El. Am participat la multe evangelizări cu profesorul acesta. Și mărturia lui m-a impresionat, l-am ascultat de multe ori. Și parcă mereu e proaspătă, mereu e nouă. Spunea omul acesta, m-am așezat pe bancă, dar nu ascultam predica cu interes de mântuire. Unii oameni vin așa numai să suspecteze, să vadă ce-i la evanghelizare, ce-i la pocăit, ce se mai predică, ce se mai cântă. Și au zis, m-am așezat pe bancă și am început să-l corectez pe omul acela care predica la timpul de rugăciune. Și zicea profesorul, nu zic eu bine că aici sunt oameni pregătiți. Uite ce dezacord între subiect și predicat. Uite cum se exprimă, cum a așezat verbul. Dar știți că Dumnezeu are metodele Lui să ne iasă în cale. În seara aceea au intrat în biserică doi misionari din America. Unul s-a prezentat și a zis, sunt doctor în teologie. Și profesorul a zis, asta e tot cu popii. Celălalt a zis, sunt doctor în istorie. Și l-a umilit pe profesorul nostru. Și Dumnezeu i-a demonstrat că există oameni mai pregătiți decât el, cărora nu le rușine cu Dumnezeu, cu pocăința și cu Isus. Și a predicat Evanghelia cu foc, cu putere, și Domnul i-a atins inima. Și o zi, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dar mâna mea s-a ridicat așa în sus dintr-o dată, ca un resort. Și misionarul a zis, cei care vreți să vă întoarceți la Domnul, faceți pași în față, vreau să mă rog pentru voi. M-am dus și eu. Și ce-o zis unii? Profesorul Dura e beat. Ajunsese campion în ce privește consumarea de alcool. 2 litri de alcool la zi sau 10 litri de vin. Campion. Și-a zis, mi-era rușine de colegii de la școală, veneam luni la servici. Vroiam să beau un pahar de apă, mă întorceam cu spatele, tremuram la vârsta de 40 de ani. Ceva s-a întâmplat cu mine în seara aceea. Nu mi-a fost rușine de nimeni. Simțeam că Dumnezeu din cer se uită spre mine. Hristos mă privește în ochi și-a zis, din seara asta vreau să slujesc și eu pe Dumnezeu, pe Iisus împreună cu voi. S-a întors acasă și-a zis, să vă spun ce am făcut. La întoarcere spre casă, m-am oprit la birtul din sat, dar nu se consumă alcool. M-am uitat prin geamul acela aburit, murdar și am zis, cei mai frumoși ani ai tinereții mi-am petrecut aici. Am risipit cea mai frumoasă parte a vieții mele și am mers acasă, la blocul unde locuiește el. Soția aștepta să vină un soț recalcitran de fiecare dată. Aștepta să deschidă ușa cu piciorul, dar acum în fața ușii apare un alt bărbat. Apare un alt soț. A sunat civilizat la ușă, soția l-a privit în ochi și a zis, ce se întâmplă cu tine, nu ești beat? Sau ești bolnav? O zis, nu soție, dă-mi voie să-ți spun ceva. Eu în seara asta m-am pocăit, mi-am predat viața în brațul lui Iisus. Tu te-ai pocăit, da. Spunea soția, așteptam câteodată să cadă cu fața la pământ în sufragerie, așteptam să doarm acolo până dimineață. Era recalcitrant la băutură, s-a întâmplat ceva cu el. Și spune profesorul, am pus mâna pe telefon în seara aceea
Și am făcut un lucru ce trebuia să-l fac de multe vreme. Am sunat-o pe mama într-o localitate lângă Suceava, localitatea Chilișeni, e satul lui natal. Și a zis, mamă, dă-mi voie să-ți fac un cadou. Ce cadou să-mi faci tu mie? Că nu ți-au ajuns banii de alcool și de țigări. Ce cadou? O mamă credincioasă, vă spun, care s-a rugat ani de zile pentru copilul acesta. Și a zis, împlinesc vârsta de 40 de ani. Mamă, nu-i vorba de cadouri materiale. E drept că nu am bani. E drept că am ajuns sărac. O viață de alcoolic. Mamă, vreau să-ți fac un alt cadou. Eu m-am întors ca și fiul risipitor acasă. În seara asta m-am pocăit. L-am primit pe Hristos în viața mea ca Domn și Mântuitor. La capătul celălalt al firului era un hoho de plâns. Erau ani de rugăciune care s-au adunat pentru femeia asta, care se ruga și a zis, Doamne, nu mă cobor în groapă, nu mă cobor în țărână, Doamne. Hotărăște o zi să-l văd și pe copilul ăsta, pe care l-am crescut cu greu și am supravegheat copilăria, să-l văd în casa ta. Și Dumnezeu i-a plinit dorința. La un an de zile a intrat în apa botezului și soția lui, directoare coordonatoare pe școlile din comună, și a zis, văzând schimbarea vieții soțului meu, astăzi mă pocăiesc și eu. În casa profesorilor Dura e un colț de rai. Locuiesc acum în orașul Suceava și continuă să-l slăvească pe Dumnezeu. Din ignoranță și necunoaștere ne poate scăpa o mână puternică. E mâna lui Iisus Hristos. Lasă să te ia de mână în seara aceasta, ca să-L cunoști, că e singurul care iartă păcatele și mântuiește, slăvit să fie El. Uitați-vă, dragii mei, în al treilea rând, la fântâna de la Sihar este cea mai mare dorință. Primiți-o pe femeia din Samaria, după ce stă de vorbă cu acel călător obosit și îi vorbește de o apă vie. Nici n-a mai auzit femeia de o apă vie. Ce metaforă e asta? Apă vie! Niciodată n-a auzit femeia de apă vie. La început nu s-o înțeles deloc. Că Iisus era cu apa lui și femeia era cu apa ei. Ea credea că e vorba de apa aceea care o scos din fântână și a zis, tu n-ai de unde să scoți, de unde să dai apă? Că eu de atâția ani vin aici, de atâta vreme vin aici și se scoate cu greu, fântâna e adâncă, nu știi procedeul, n-ai nici găleată, de unde să scoți? O, femeie, eu am o altă apă. O apă care înseamnă puterea Duhului Sfânt. Când ziua de pe urma praznicului Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, și din inima lui vor curge râuri, ce râuri? De apă vie. Știți ce face apa asta vie? Puterea Duhului Sfânt lucrează la nașterea din nou, care înseamnă schimbarea vieții. Apa vie lucrează, dragii mei, la pocăința noastră. Apa asta vie, ne inundă inimile și Domnul ne botează cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Și apa asta vie lucrează la procesul nostru de sfințire până ajungem în raiul lui Dumnezeu. Eu vă întreb, nu vreți și voi apa asta vie? Eu mă rog în seara asta ca Domnul să torne din apă vie la Smirna aici, să mai curgă apă vie. Mai credeți, dragi tineri, că Iisus mai are apă vie? Mai credeți că în seara asta mai poate turna apă vie? O, Doamne, mai toarnă apă vie peste viața noastră! Sunt aici prieteni și mă rog ca Domnul să toarne apă vie și peste viețile lor. O apă vie care să vă schimbe gândirea, să vă schimbe viața și să vă așeze pe drumul mântuirii. Amin! Nu-i destul ca Domnul să treacă prin Samaria. Nu-i destul ca Domnul să treacă prin Timișoara. Nu, nu, nu! Trebuie să ai dorința ca El să-ți dea această apă. Femeia au zis, Doamne, dacă e vorba că Tu ai o apă și apa asta mi-aduce odihnă și nu mai trebuie să vin până aici să scot. Eu nu ți-am dat apă din fântână, deși putea să o facă femeia. Măcar un pahar de apă. Măcar un pahar de apă. Odată un alt ostenit, Eleazar, cel mai bătrân slujitor din casa lui Avram, s-a oprit și el la o fântână și a venit o tânără și a zis, pleacă-ți vadra, te rog, ca să iau. Și a dat de băut nu numai lui Eleazar, tânăra aceea, a dat și cămilelor, ce angajament solemn, să scoți apă de fântână pe climatul acela călduros și să o torni în jgheaburi, găleată după găleată, până se vor sătura cămilele alea obosite de lunga călătorie. Și aici cel venit din cer nu primește niciun pahar de apă,
Și femeia zice, dacă tu ai o apă mai bună și îmi dai o apă și nu mai este sete, știi ce spun, învățătorule, călătorule iudeu? Dă-mi și mie această apă, ca să nu mai vin până aici și să scot, dă-mi această apă. Știi ce e important, dragii mei? Să avem această dorință arzătoare în inima noastră, să spunem și noi ca femeia, Doamne, mai dă-mi această apă, Doamne. Ce dacă trece Domnul pe lângă noi și rămâne cu trecerea și tu tot nemântuit rămâi? Ce dacă ai venit la evanghelizare și ai ascultat o predică și tot nemântuit rămâi? Ce dacă ai ascultat tinerii cântând și tot nemântuit rămâi? Când trece Iisus pe la Smirna, strigă și tu ca femeia, dă-mi această apă! Așa de mult îmi place de orbul acela care a stat la marginea drumului, când prin Ierihon trecea cel ce ia apa vieții. Știți cum a strigat Bartimeu? Prima dată s-a informat să vadă cine trece. Că e important de la cine cere apă. Nu, e foarte important. Bartimeu a întrebat cine trece. Și ne spune doctorul Luca în capitolul 18, trece cine? Trece Iisus din Nazaret. Știți cum se roagă Bartimeu? Nu zice Bartimeu, Iisuse din Nazaret. Că asta i-a spus trecător. Păi m-aș fi așteptat ca Bartimeu să strige și eu zis călători. Păi dacă trece Iisus din Nazaret, strig și eu, Iisuse din Nazaret. Dar nu ne impresiona rugăciunea lui Bartimeu dacă zicea Iisuse din Nazaret. Ce informație asta? Să spui Iisus și localitatea unde o copilărit. Asta nu-i mare lucru. Dar știți cum se roagă Bartimeu? Strigă și el după apă. Omul disperat de la marginea drumului, Iisuse, fiul lui David, dacă David a fost rege peste națiunea lui Israel și tu ești rege, ai milă de mine, fiul lui David! Dacă vrei să primești această apă, strigă la fiul lui Dumnezeu. El e cel ce dă apa. Nu știu la cine ai cerut să-ți dea apa. Oamenii, muritorii, preoții, păstorii, nu pot să-ți dea apa vie. Dar aici e unul care dă apa vie, fiul lui Dumnezeu. Strigă la el. Ai milă de mine, fiul lui David. Și dacă e fiu de rege, știi ce pretenții are un rege, dragi prieteni? Un rege are pretenția să domnească. Are pretenția să domnească. Să lăsăm pe Hristos să domnească peste viețile noastre. Poate te-ai uitat la viața trăită până acum și ai condus-o tu. Și vezi că ai ajuns la faliment, la disperare. Și te-ai depărtat tot mai mult de Dumnezeu. Fie seara aceasta o seară în care să strigi după El să-ți dea apă. Ai milă de mine, fiul lui David. Oprește-te și în dreptul meu. Femeia a zis, dă-mi și mie această apă. Dă-mi această apă ca să nu mai vin până aici să scot. Și apoi nu uitați, dragii mei, în al patrulea rând, la fântâna de la Sihar este cea mai mare sinceritate. Cea mai mare sinceritate. La fântâna de la Sihar e surpriză, e ignoranță, e o dorință aprinsă, dar este și o mare sinceritate. Vreau această apă. Și parcă îl văd pe cel ce-i apa vie, cum se uită la femeia aceasta. Chiar vrei această apă, femeie? Ai dorință să primești această apă? Domnul îi spune așa, du-te, i-a zis Iisus, versetul 16, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Ei, dacă vrei apa asta, eu vreau să dau apa vie și soțului tău. Apa asta nu o dau numai pentru tine. Știți că Domnul vrea să dea apa asta pentru toată familia noastră? Mă rog ca Domnul să întregească familiile la Smirna. Dacă te rogi pentru soțul nemântuit, roagă-te în seara asta să-i dea Domnul apă și lui. Că vrea să dea Domnul apă la toată familia. Și la soțul tău și la soția ta, la copiii care nu te ascultă. Vedeți? Scriptura ne spune că Domnul i-a zis, du-te și adu-l pe bărbatul tău aici, vreau să-i dau apă și lui. La fântâna de la Sihar e cea mai mare sinceritate. Știți ce răspunde femeia? N-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Că nu ai certificat cu el. Aici ai spus adevărul. Dar ce până acum, Doamne, ți-am spus minciuni? Aici ai spus adevărul. 5 ai avut și acela pe care îl ai nu ți este bărbat. Dați-mi voie să cred că discuția cu Fiul lui Dumnezeu, cu aspetele ceresc, a fost o discuție mult mai lungă la fântână. Ioan ne prezintă doar un fragment. Ce-o fi discutat femeia asta?
chinuită de păcat, de imoralitate, cu cel mai sfânt dintre pământeni. Oare ce a vorbit? N-am bărbat. Bine ai zis că n-ai bărbat. Și parcă o aud pe femeia asta. M-am căsătorit prima dată, învățătorule. Am crezut că am să am o căsnicie fericită lângă un bărbat care o să mă iubească, dar a fost un bețiv notoriu. Știți ce înseamnă sihar? Sihar, în traducere, înseamnă cetatea bețivilor. O căsnicie faliment. M-am căsătorit a doua oară, învățătorule, și am greșit eu. Și o căsnicie faliment. M-am căsătorit și a treia oară și a fost un om dur care nu m-a înțeles. Și căsătoria s-a destrămat. Și a patra oară. Și a cincea oară. Și acum? Acum am o relație așa de câteva luni. Cine știe ce mai fi? Fiecare cu portofelul lui, cu banul lui, cu viața lui. Cine știe cât mai ține? Aici ai spus adevărul. Știi ce zice femeia? Când Domnul intră în unghierele vieții ei, femeia nu mai spune că ești un iudeu, ești un călător prin Samaria. Știi ce zice femeia? Doamne, i-a zis femeia, nimeni nu mi-a dezvăluit secretul vieții până acum. Nu m-am întâlnit niciodată cu tine. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești un proroc. Nimeni nu putea să dea toate detaliile despre viața mea. Numai un proroc al lui Dumnezeu. Ești un proroc! Când vii la fântână și stai înaintea Fiului Dumnezeu, recunoașteți păcatele și viața trăită departe de Dumnezeu, pentru ca Domnul să te poată ierta. Chiar dacă ai vrea să te dai drept altul, dacă în seara asta ai venit aici și ai vrea să te dai drept altul, credeți că Domnul ne cunoaște pe toți? Are toate detaliile despre noi? Știe ce ai făcut ieri, ce ai făcut alaltă ieri, ce ai făcut anul trecut? Ce ai făcut atunci în miez de noapte, când te-ai dus la spital? Și atunci trebuiai să aduci un copil pe lume și l-ai supărat pe Dumnezeu, că ai făcut o crimă pe care Dumnezeu o condamnă. Știe tot? Da, știe tot. Știe tot. Vreau să vă spun, în seara asta la Smirna e prezent aici unul care știe totul despre noi. El e cel mai mare proroc, care are toate detaliile despre viața ta. Și poate te întreb, dar pe mine mă iartă acest Iisus? Îi pasă acestui Iisus de viața mea, de tinerețea mea? Care mi-am risipit-o, mi-am ruinat-o în păcat. El e prezent la fântână în seara asta să te ierte, să te mântuiască, să-ți dea viață veșnică, slăvit să fie Dumnezeu. Cum l-a iertat pe profesorul acela care a trăit o viață de păcate, poate ierta și pe tine? Cum a iertat și tâlharul de la dreapta? Câte crime a făcut? Nu știu! Nu știu! Le spuneam pușcăriașilor, le-am predicat pușcăriașilor din penitenciarul de siguranță maximă din Craiova. Am cântat acolo cu corul bărbătesc Bucovina. I-am văzut pe unii din ei cu lacrimi în ochi. Am vizitat condamnații pe viață. 30 de oameni condamnați pe viață. M-au prins fiori când s-au deschis celulele acelea. Două uși masive de fier, singuri în celule. Am cerut psihologului și directoare penitenciarului să-i lase să vină în club acolo să asculte cântarea și predica. Și au zis, domnilor, ne pare rău. Este vineri după masă, nu avem efectiv necesar pentru un singur condamnat pe viață, e nevoie de 3 caguliși care să-l flancheze, sunt pericol, o să-i aducem altă dată. Totuși am cerut permisiunea să-i vizitez, le-am dat câte un pachet cu alimente și câte un Nou Testament. Am avut posibilitatea să dau pachetul cu alimente celui mai rău de acolo, un tânăr la 30 de ani, care a omorât 4 oameni într-o noapte într-o gară, crime oribile, o mamă ce și-a ucis cu sânge rece propriul copil. Un alt bărbat la 68 de ani, care într-un în stadiu avansat de boală, de azi bronșic. Și l-am întrebat, pentru ce ați ajuns aici? Și-a zis, domnule, și spunea cu lacrimi în ochi, cu o respirație greoaie, după revoluție, mi-am ucis concubina și mama, nu vreau să-mi amintesc de ziua aceea, domnule. O, ce bine era! Dacă cineva, un pocăit, venea și în satul nostru, în județul Dolj, să vorbească de pocăință, de Hristos și de Dumnezeu, n-aș fi ajuns aici, domnule. În mâninc zile de 20 de ani sunt aici și-s condamnat pe viață. M-am uitat la oamenii aceștia și am venit să le spun, și pentru voi a murit Hristos. Nu știu câte păcate a făcut tâlharul de la dreapta, câte crime a făcut. Dar în ultima clipă a vieții, înainte ca mantia neagră a morții să-l cuprindă, s-a uitat la cel mai sfânt dintre oameni, la Fiul lui Dumnezeu. Și-a zis, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul i-a zis acelui tâlhar, astăzi vei fi cu mine în rai. Aleluia, slăvit să fie Dumnezeu! Iartă Domnul și criminalii și tâlharii!
iartă Domnul. De ce? La fântâna de la Sihar, v-am spus în seara aceasta, dragii mei, este cea mai mare sinceritate. Femeia își recunoaște păcatul. Își recunoaște păcatul. Da, Doamne, recunosc că-s păcătos. Dar nu uitați, la fântâna de la Sihar are loc cea mai mare revelație. Că nu era destul ca femeia să afle despre trecătorul acela că era un iudeu. Dar nu era destul să afle că e un proroc. Știți ce trebuia să afle femeia? Că cel ce s-a oprit la fântâna de la Sihar este Fiul lui Dumnezeu. Aleluia. Că cel ostenit de călătorie și însetat nu era o persoană cu scăpări și ceva dubios, ci că era Hristosul lui Dumnezeu care a coborât în lume, care să ierte păcătoșii. Femeia zice, păi uită-te la mine, Doamne, ce crezi, că eu n-am religie? Părinții noștri s-au închinat pe muntele ăsta și a arătat femeia spre muntele Garizim. Și voi, iudeii, ziceți că la Ierusalim trebuie să se închine oamenii. Tu ce zici despre închinare? Și vine Domnul să-i descopere acestei femei care încă era în ignoranță. Și în ce privește închinarea? Vine Domnul să-i spune femeii, uitați-vă, vine ceasul și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui, cum? În duș și în adevăr, în duș și în adevăr, versetul 23, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl, pe ceilalți nu-i primește. Astfel de închinător dorește Tatăl. Cine vrea să primească mântuirea, atenție, dragi creștini, trebuie să se închine, nu înaintea unei statui, a unei bucăți de lemn, înaintea unei pietre cioplite, înaintea unei imagini, ci trebuie să se închine în duh și în adevăr, că Dumnezeu e Duh. Ce-i pe buze să fie și în inimă. Doamne, ajută-ne să fim închinători de felul acesta. Dumnezeu este Duh. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Și uitați-vă la fântână. Are loc cea mai mare revelație. Știi ce trebuie să afli tu, femeie? Versetul 26. Iisus i-a zis, ai vorbit despre Mesia? Despre Cel care vine să salveze și să mântuiască? Eu, Cel care vorbesc cu tine, indicativ prezent, sunt acela. Eu sunt apa vieții, dar eu sunt și Mesia. Priviți-o pe femeia aceea. Începe cea mai mare misiune pentru Samaria. Își lasă găleata la fântână și femeia imorală până în ziua de ieri. Acum aleargă la samaritenii ei, versetul 28, și a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, versetul 29, uitați-vă ce misiune. Altă dată îi chema pe oameni la păcat, la imoralitate. Și acum auziți-o, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul. Ei au ieșit din cetate și veneau spre El. Știți ce vă spun în seara asta, frați și surori, dragi tineri din Smirna? L-ați descoperit pe Cel ce-i apa vieții? L-ați descoperit pe Cel ce-i cel mai mare proroc care știe totul despre voi? L-ați descoperit pe Cel ce-i Mesia? Merge și spune și la alții. Domnul să vă ajute și să fii misionar pentru El. A zis Domnul ucenicilor, nu vă închideți între zidurile Ierusalimului. Mergeți în Ierusalim, mergeți în Iudeia, mergeți în Samaria și mergeți până la marginile lumii să ajungeți și în România. Și au ajuns. Doamne, îți mulțumim că ai prelungit în istorie harul până la noi și în seara asta mai suntem la evanghelizare la Smirna și aici la fântână să mai recunoaștem încă o dată că Tu ești Mesia, Tu ești Fiul lui Dumnezeu care ai venit să cauți și să mântuiești ce era pierdut. Slăvit să fie Domnul! În Samaria a fost un rod bogat. O evanghelizare cu succes, pasajul se încheie și spune Scriptura, versetul 39, mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Mai mulți au crezut în El din pricina cuvintelor Lui. Și eu zic, Doamne, îți mulțumim că în seara asta ne-ai mai vorbit odată. Ne-ai mai întâlnit încă o dată la fântână, încă o dată la izvor. Doamne, îți mulțumim că pe cei ce trăiești în ignoranță vrei să-i scoți de acolo. Vrei să te descoperi că ești Hristosul care mântuiești, să le dai apa vieții, să le schimbi viața și nu uita ce a spus Domnul. I-a spus femeii din Samaria, apa asta care ți-o dau eu, se preface în tine într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Apa asta care intră în noi le duce până în viața veșnică. Îți mulțumim, Doamne, pentru apa asta.
N-ați vrea să-i mulțumim că seara asta ne-a mai acceptat să stăm la izvor? Puteam să nu fim aici. Puteam să nu fim aici. Aseară am predicat la două servicii de privechi. Un frate în vârstă la 82 de ani, dar am ajuns și într-o familie greu încercată în Cașvana, care astăzi și-au condus pe ultimul drum băiatul lor la 16 ani. Un cancer pe creier, o mamă zdrobită de durere, un tată care întreba, de ce așa? De ce la noi? De ce el? Mai avem 4 fetițe, era singurul băiat din casă, ni l-a luat Dumnezeu. De ce? De ce? Puteai să nu fii aici. Dacă Domnul a mai lungit firul vieții tale și te-a dus la fântână, te-a dus la izvor, ăsta-i harul, asta-i îndurarea lui Dumnezeu. Mulțumește-i Domnului în seara asta. Și spune, Doamne, îți mulțumesc pentru harul Tău. Vreau să mă recunosc păcătos. Iartă-mă, Doamne, în seara asta. Fă ca apa vie să intre și în viața mea. Ați vrea să ne rugăm în sensul acesta. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să plecăm capetele în semn de smerenie.